Avem două lucruri importante de comunicat, pentru că sunt două ținte importante pe care le realizăm prin această întâlnire a noastră cu Dacia Duster, cu firma noastră națională. În primul rând, este o chestiune de responsabilitate socială. Aceste mașini pe care le vedem aici, aceste autoturisme, fac parte dintr-un program pe care îl numim Programul Național de Reînnoire a Parcului Auto, îl cunoaștem cu toții. Aici ne bucurăm că Dacia Duster a fost printre primii care au răspuns acestui proiect și au luptat ani de zile cu investiții importante pentru ca acest proiect să se poată face. Participând la acest program, Ministerul Apărării Naționale arată responsabilitate față de mediu. Astăzi foarte multă lume crede că încălzirea globală și problemele de mediu sunt doar probleme care nu sunt importante pentru acest moment. Sunt probleme globale, dar nu sunt și ale noastre. Vreau să vă spun că așa cum războiul hibrid pentru noi în zona de apărare nu mai este un război doar al militarilor, ci un război care se desfășoară în societate, încălzirea climatică și marile probleme ecologice pe care le avem în acest moment trebuie să preocupe pe toată lumea, indiferent de țară și, de asemenea, indiferent de zona unde lucrăm. De aceea, noi, militarii, cei din Armata Română, cei care lucrăm în Ministerul Apărării Naționale, am fost primii care am intrat în acest proiect guvernamental. Și asta este un semn, pentru că Armata României în acest moment este nu numai o parte importantă a identității noastre, dar este și un important actor de înnoire și modernizare a României. Participarea la NATO înseamnă și participarea la un nou mod de civilizație, la un nou model de civilizație. Ministerul Apărării Naționale a achiziționat, aici vedeți un lot de 74 de autoturisme românești de teren, un proiect pe care a început în 2021. Acestea sunt destinate, cum poate ați auzit, mergând cu noi, misiunilor de poliție militară și participării personalului Ministerului Apărării Naționale la exerciții și activități de instruire. Cu siguranță am văzut și aici unele din aceste tipuri de autoturisme pot fi folosite pentru noi complex și la alte tipuri de misiuni, nu numai la cele despre care v-am vorbit. Din acest lot, 62 de autoturisme vor intra în dotarea brigăzii 122 logistice Muntenia din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit, celelalte 12 fiind achiziționate pentru centrul 84, mentenanță și recepție, structură a statului major al forțelor terestre din Armata Română. Mulțumesc încă o dată Dacia Pitești, care a spus, cum zicem noi în armată, prezent la orice propunere o facem noi și la acest program național. Consider că efortul pe care l-ați făcut, efortul financiar pe care l-ați făcut, ne sprijină și pe noi și sprijină întreaga. Ministrul Apărării, declarații despre noile achiziții pentru armată.